Pandemia de COVID-19 pare că a lovit decisiv pura tautologie care ne-a dominat viața în ultimele decenii. I am what I am. Eu sunt eu, tu ești tu, iar toate îndemnurile despre cum trebuie să fiu diferit, să fiu eu însumi și să-mi consum viața, erau axiome ale succesului. Personalizare de masă și individualizarea tuturor condițiilor, de viață, de muncă, etc., erau mai importante decât viața însăși. Să alerg după mine pe un covor rulant în fața oglinzii din sala de fitness pare a fi fost imaginea icon a vieții din ultimii ani. Cu cât vreau mai mult să fiu eu, cu cât mă exprim mai mult, cu atât am sentimentul că am reușit. Asta chiar dacă resimt nefericire provocată de schizofrenie difuză, depresie crescând alarmant, atomizare socială în mici particule paranoice și, mai ales, isterizarea contactului dintre noi. Până la suspendarea vieții în pandemie, conta exclusiv căutarea sinelui. Site-ul meu, apartamentul meu, moda mea, poveștile mele de cuplu, de sex, etc. Pandemia și viața în proximitatea COVID-19 ne-a oprit brusc din această alergătură spre nicăieri și ne-a aruncat dureros într-un demers de introspecție. Ne-am dat seama că, până la urmă, corpul nostru ne aparține până la un punct, până când lucrurile merg rău din punct de vedere sanitar. Că acel eu de care făceam atâta paradă nu este decât un ghișeu anost cerut de producția fondată pe inovație, pe desuetudinea accelerată a tehnologiilor, pe bulversarea constantă a normelor sociale, pe un confort generalizat. Nu cred că sunt mulți cei care, în izolare, să nu se fi întrebat cu groază, într-o lume atât de expusă pericolului, ce mai înseamnă ceea ce sunt? La această întrebare au încercat să răspundă, încă din 2014, artistele Mirela Trăistaru și Dorotea Fleiss, în demersul lor artistic, Jurnalul de introspecție. Cele două artiste au susținut răspicat sau subtil că, până la urmă, nu suntem decât o țesătură de gusturi de lapte, de mirosuri, de povești, de sunete, de afecțiuni, de ghicitori, de substanțe, de gesturi, de idei, de impresii, de priviri, de cântece, de extaz, de chin, de regăsire, de motivație, de compasiune, de revoltă, de artificii și de mâncare. Și că până la urmă suntem legați din toate părțile de locuri, de suferințe, de înaintași, de prieteni, de iubiri, de reședința permanentă, de evenimente, de limbi, de amintiri, de tot soiul de lucruri care, cu evidență, nu sunt eu. În consecință, în anul 2014, la European Art Gallery, au pictat în același timp pe pânzele tapetate pe pereții și podeaua galeriei. Demers continuat cu Performance, de la cetatea Ardud, în anul 2017, sau expoziția de la Yume Gallery din Tokyo, Japonia, în același an, 2017. Iar în perioada de izolare mondială, 15 martie-15 mai 2020, fiecare artist a printat lucrările celeilalte și a intervenit plastic în compoziția lor, încălcând astfel spațiul sacru și cel mai intim al artistului, propria creație. Tot ceea ce le leagă de lume, toate legăturile care le constituie pe cele două artiste, toate prieteniile care le populează, nu țes doar o identitate, ci o existență singulară, comună, vie, din care emerge uneori ființa care spune eu. Prin acest proiect, Mirela Trăistaru și Dorotea Fleiss au reușit să se desprindă de credința stupidă în permanența eului și să se concentreze asupra gesturilor artistice care le leagă invizibil. În plus, cei curioși vor putea descoperi ce ascunde interiorul unei expoziții, ce se întâmplă cu artiștii, cum se transformă emoțiile lor și cum evoluează obiectele de artă.